O școală din județul Suceava a fost modernizată după un proiect unic. La ferestre au fost montate uși în loc de obloane. Acestea au clanțe și pe interior, dar și pe exterior, iar la geamurile toaletelor au fost puse unele mai mici. În caz de incendiu, elevii trebuie să sară în curțile vecine, iar pompierii să găsească rapid cheia de la obloanele improvizate. Școala din Țibieni a fost construită acum mai bine de 100 de ani. Primăria a obținut prin fonduri europene și de la stat, prin proiectele de dezvoltare, 22 de milioane de lei. Proiectele au fost făcute conform cerințelor ISU, însă adaptate de constructor. Deși Inspectoratul pentru Situații de Urgență a cerut montarea unor obloane, acestea au fost înlocuite cu uși. Există chiar un sistem mult mai complicat decât am crede. Când ia foc casa vecinului, este o fotocelulă acolo așa, ajunge la 60 de grade, explodează și geamurile se închid automat. Deci ușile, adică nu geamurile. Ușile, așa. Ușile corect. Se închid automat. Ușile, la 60 de grade. Acela explodează numai dacă îl tai. Acela văd că l-a pus constructorul, știu de ce l-a pus, că din cauza nu el ia vântul, că nu a putut să lipească de perete. Bănuiesc. Da, da. Când ați făcut ultima verificare la ele? Verificare? Ce da. Verificare? Cum să facă verificări dacă nici nu au semnat încă actele pentru autorizație, nu e autorizată încă. Deci școala nu funcționează? Școala nu e autorizată. Funcționează, dar nu e, nu, pus, de bea s-a făcut, când s-a făcut, acum de vreo două luni, s-a făcut recepția lucrărilor cu reprezentanți de la ISU și urmează să facă documentele pentru autorizare ISU. Recepția s-a făcut acum, deși ușile sunt montate de 2 ani, când s-au făcut modificări și în curțile celor care locuiesc lângă școală. Copilul, dacă ia foc în școală, sare o grad la mine. Ce automat am? Mai eram să spun, vântul ne închide automat. Le mai zbângări vântul? Da, vai de capul meu. Dar nu vi se par ciudat așa? Da, da, da. Nu poți să faci cu bani, cred. Da? Trebuie un topogan, dacă trebuie mai bine. Punea topoganul și sarea direct pe topogan, așa? Primarul s-a bucurat de reabilitarea școlii, însă nici el nu a înțeles exact de ce ușile au fost montate pe post de obloane. ISU, prin măsurile respective, a stabilit obloanele în caz de incendiu de la proprietățile învecinate să fie protejată școala. Și cum s-a ajuns de la uși? Domnilor, asta nu pot să vă spun, o parte tehnică. Aici ISU a stabilit, constructorul au trebuit să ducă la îndeplinire toate normele stabilite. Mi-a răspuns constructorul, domnule, asta e situația, nici noi suntem la prima lucrare de genul care mi s-a cerut regulile respective, că e ușă, că e geam, că e oblon, e normal, conform ultimelor reguli stabilite de către cei de la ISU. Ce-s cu ușile alea? Mi s-a spus că pentru protecție, punct. Ok, și nu ați întrebat, mai erau și alte modele? Sau nu am mai întrebat, el mi-a spus că e stasul solicitat de către ISU, care trebuie să respecte. Mai mult, și autoritățile locale se întreabă cum vor reuși pompierii să deschidă ușile în caz de incendiu, mai ales că acestea sunt dotate și cu clanță și cheie.